Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să vă arăt puținele cărți pe care le-am citit în septembrie, din păcate, însă înainte de asta, haideți să vedem cine este câștigătorul concursului trecut. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, nu vine să cred că de mulți v-ați înscris, peste 500 de înscrieri, ceea ce este o nebunie încurată. Câștigătorul este Răzvan Foncea, felicitări, și aștept de la tine un mail pe irina.citeste@yahoo.com în care să-mi spui adresa și unde poți să-ți trimii cartea. Cât despre restul, nu vă îngrijorați, cu siguranță vor mai fi concursuri pe canalul ăsta, așa că voi reveni foarte curând cu un alt concurs. Până atunci însă, haideți să vă arăt ce cărți am citit în luna septembrie. E bine, septembrie nu a fost o lună foarte bună, în sensul că am citit doar 3 cărți, care mi-au plăcut, nu zic că nu, însă nu a fost atât de productivă luna asta așa cum aș fi vrut. Să le luăm pe rând. Prima carte pe care vreau să vă arăt este Secretul doamnei Frankweiler de E.L. Konigsberg, o carte pe care am primit-o de la cei de la Arthur, care le mulțumesc foarte mult pentru asta. Este o carte de copii foarte, foarte drăguță, nu știu, aș recomanda-o copiilor undeva în jur de 10-12 ani, despre o soră și un frate care fug de acasă și se ascund într-un muzeu din New York, lângă aventura în sine, pentru că să fugi de acasă este o aventură în sine. Nu recomand chestia asta, by the way. Mi s-a părut foarte drăguț că ei ajung acolo și încearcă să dezlege un alt mister referitor la o operă de artă din muzeul respectiv. Asta mi-a plăcut extraordinar de mult, dar mai mult decât plotul în sine, mi-a plăcut foarte mult lucrurile mici din cartea asta, cum ar fi faptul că pentru ei era o avere faptul că au reușit să strângă, nu știu, 10 dolari sau ceva de genul. Sau faptul că se ancorau încă în lucrurile mici, pentru că, de exemplu, una dintre problemele pe care ei le-au întâlnit odată ce au ajuns la muzeu sau ascuns acolo era cum o se spele pe dinți sau cât de ciudat este că dorm sau nu în pijama. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta și nu știu exact ce vârstă are autorul, dar mi s-a părut că a surprins foarte, foarte bine sufletul de copil și m-a transpus și pe mine oarecum în lumea aceea de mult apusă, din păcate. Dar este o carte într-adevăr foarte, foarte drăguță, se citește extraordinar de repede, are și scrisul foarte mare, pe care eu sincer o recomand fie că sunteți copii, fie nu, super cute. 4 stele din 5 pe Goodreads. O carte pe care mi-a fost mult mai greu să o notez este o carte pe care o avem pe TBR de aproape un an, cred, și îmi cer foarte multe scuze pentru chestia asta. Este vorba de Laptele negru al mamei, de Cosmin Leucuță, carte pe care Cosmin mi-a trimis-o acum mult prea multă vreme și Cosmin îmi pare rău că nu am citit-o până acum. Am impresia că această carte a câștigat premiul de debut de la Adenium, la fel cum a făcut și Vrum Vrum de Cristina Frâncu. Și încep să văd un pattern în cărțile care câștigă astfel de premii la Adenium, în sensul că sunt ciudate rău. Dacă Vrum Vrum a fost ciudată rău în sensul foarte absurd al termenului, nu știu exact ce se întâmplă, de la pisici vorbitoare la Johnny Depp în copac, what? Cartea asta este mult mai realist, în sensul că nu este nimic supranatural, urmărește mai multe povești care se întretaie sau nu la un moment dat. Este foarte ciudată chestia asta, poate nu am fost eu în starea necesară să urmăresc foarte, foarte clar toate firele. Dar la un moment dat mă tot pierdeam și mă regăseam după 10 pagini, nu știu, a fost o experiență foarte dubioasă. Stilul este foarte fragmentar, ceea ce pe mine m-a dus mereu cu gândul la o carte scrisă în engleză și apoi tradusă în română, nu știu de ce am avut senzația asta pe tot parcursul cărții. Asta aș zice că e un lucru bun, dar este foarte ciudat, așa cum v-am zis, nu știu exact cum să descriu cartea asta, dar vreau să vă citesc un pasaj care mie mi-a plăcut foarte mult și spune așa. Să te plimbi seara pe Broadway, lumina electrică să-ți încălzească fața, apoi să treci prin Times Square să privești clădirea Paramount în toată splendoarea ei cenușie. Să continui pe West 34th Street către Empire State Building, să urci până în vârful lui și de acolo să inspiri liniștea care se ridică asemenea unui abur de pe străzile celui mai zgomotos oraș din lume. La 441 de metri înălțime vezi totul și nimic. Din vârful clădirii totul arată identic în orice direcție ai privi. Singura diferență este între apus și răsărit. Apusul este roșiatic, mov, galben, albastru, verzui, presărat cu nori. Mereu presărat cu nori. Niciodată limpede. Căci dacă ar fi limpede, nu ar avea farmec. Iar răsăritul este bleomarin spre negru. Să simți în jurul tău brațe călduroase și o pereche de buze lipindu-se o clipă de obrazul tău. Ochii îți lacrimează din cauza vântului puternic, sau poate din alt motiv. Privești în jos și stomacul se ridică în gât, dar îți place senzația, așa că repeți faza. Definește o zi perfectă. Mi-a plăcut foarte mult fragmentul ăsta. Cam așa este toată cartea, din punctul meu de vedere. Stilul ăsta foarte, foarte fragmentat, cu propoziții scurte, fără foarte multe briz-brizuri sau epitete. Chestia asta mi-a plăcut, dar v-am zis, pe tot parcursul cărții aveam senzația că citesc o traducere,
Cosmin a pus note de subsol, ceea ce mi se pare foarte ciudat pentru o carte în original, ca să zic așa. Nu știu, este o carte care mi-a plăcut, pentru că în definitiv i-am dat 4 stele din 5. Însă este ciudat, așa cum v-am zis, nu știu, a fost o carte foarte greu de notat, mai ales. O parte din carte, de exemplu, urmărește un autor care nu poate să scrie și care cumva ajunge să se combine oarecum cu o fată mult mai tânără decât el. Apoi, ultima parte este despre o fată tânără care se combină cu un tip un pic mai mare și care se mută la New York pentru el și cunoaște toată lumea de acolo. Este o carte de citit clar. Dar este o carte greu de notat, din punctul meu de vedere. Cosmin cred că a făcut o treabă foarte bună și, așa cum v-am zis, încep să cred că este un trend al celor de la Adenium să publice sau să ofere acest premiu cărților un pic mai altfel, ceea ce îmi place foarte mult. Good job! Și a treia carte pe care am citit-o în septembrie este, de fapt, prima pe care am terminat-o, de altfel, și este o carte pe care nu am putut-o lăsa din mână, efectiv. Este un monstru de carte, dar nu m-am putut abține să nu o citesc foarte, foarte repede. Fără niciun fel de surpriză, evident, este vorba de Career of Evil, de Robert Galbraith, pseudonimul lui J.K. Rowling. Această carte este a treia carte din seria Cormoran Strike. Primele două mi-au plăcut extraordinar de mult, asta mi-a plăcut extraordinar de mult. Ce-mi place la seria asta este faptul că, eu știți că nu am citit Agatha Christie, dar din cât am auzit, se aseamănă din punct de vedere al stilului, în sensul că poți citi și cărțile individual, nu trebuie neapărat să le citești în ordine. Din partea mea este mai calmat să le citești în ordine pentru că afli mai multe despre personaje și crești odată cu ele, chiar dacă cazurile efective sunt complet independente. Așa cum știți, cartea asta urmărește pe un detectiv, Cormoran Strike, împreună cu asistenta lui Robin, care trebuie să deslușească tot felul de crime, omoruri și mai știu eu ce alte nebunii. Dacă în prima carte vedeta cazului, să zicem, era un top model, iar în a doua un autor, data aceasta lucrurile sunt un pic mai simple, dar și mai sinistre în același timp, în sensul că este vorba despre un tip care omora multe femei, multe dintre ele erau prostituate și nu doar că le omora, ci efectiv le ciopărțea și le ținea în frigider și după făcea tot felul de nebunii cu ele. Foarte sinistru, nu este o carte de copii în niciun caz, dar este o carte care mie mi-a plăcut foarte mult și ce mi-a plăcut extraordinar de mult la volumul ăsta, spre deosebire de celelalte, este faptul că avem o perspectivă mult mai personală asupra personajelor, în sensul că, ok, cazul ocupă foarte mare parte din carte și din nou nu m-am prins cine este criminalul, ceea ce arată cât de bun este J.K. Rowling de fapt, dar mi-a plăcut foarte mult că aflăm mult mai multe despre Robin de data asta, mult, mult mai multe. Și ironic sau nu, eu m-am regăsit extraordinar de mult în povestea ei din această carte și mi se pare că a ajuns această carte în mâinile mele exact când aveam nevoie de ea și exact când mi s-a potrivit ca o mănușă. Nu știu, mi se pare pur și simplu din ce în ce mai bună J.K. Rowling în această serie. Mi se pare că stilul evoluează din ce în ce mai bine, că complexitatea cazurilor este din ce în ce mai mare. O ador, efectiv o ador, n-am putut-o lăsa din mână așa cum v-am zis, deși este foarte mare, aveam foarte multă treabă, dar nu m-am putut abține. Bestială cartea asta, 5 stele din 5 pe Goodreads, vă recomand cu siguranță. Dar tot în luna septembrie am mai început două cărți pe care încă n-am apucat să le termin. Prima dintre ele este Purity de Jonathan Franzen. Sunt la jumate, da, aproape la jumate. A trebuit să o las din mână pentru că a trebuit să mă apuc de altă carte la finalul lui septembrie pe care mai am un pic și o termin. Este vorba de Printre tonuri cenușii de Ruta Sepetys, o carte pe care ați mai văzut-o deja în hall-uri și am văzut pe Goodreads că foarte mulți dintre voi ați citit-o, lucru care îmi place foarte mult. Dacă Franzen până acum mi se pare nu sunt atât de impresionată precum așteptam, asta, în schimb, este o surpriză foarte plăcută, pentru că, sincer să fiu, nu aveam așteptări foarte mari. Îmi place la nebunie. Mai am puțin din ea, o termin astăzi și o să-i dau fie 4, fie 5 stele pe Goodreads în funcție de cum se termină, dar cu siguranță undeva pe acolo foarte, foarte mult îmi place, recomand. Asta a fost tot din partea mea astăzi, sper că v-a plăcut clipul. Dacă da, nu uitați să-i dați și un thumbs up. De asemenea, dacă voi vreți să mai fiți la curent cu alte clipuri, nu uitați să vă abonați, apăsând butonul de subscribe de mai jos. În asta, pe lângă clipurile clasice de tipul haul și wrap-up, am idei de clipuri un pic mai altfel și sper să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi plac mie. Sper, nu știu, vedem. Cert este că sunt măcar câteva clipuri în care nu o să fiu singura persoană de pe canalul ăsta, așa că sper să vă placă și vouă partenerii mei de filmat, ca să zic așa. Până săptămâna viitoare, nu uitați să citiți cât vreți voi, ce vreți voi și cum vreți voi. Bye!